Stimați oaspeți, dragi colegi, stimată doamnă director, stimate domnule Hirța, astăzi Biblioteca Națională, în parteneriat cu Agenția Națională a Arhivelor, marchează Ziua Internațională a Scrisului de Mână. Desfășurată anual, la 23 ianuarie, printr-o expoziție, prin evenimente deosebite, anul acesta am organizat expoziția comună Arta Scrisului de Mână, amplasată aici, în spațiul expozițional al Muzeului Cărții al Bibliotecii Naționale. Ce este Ziua Internațională a Scrisului de Mână? Aceasta este o zi importantă pentru omenire. Este o zi care precede o altă importantă zi, cum este Ziua Internațională a Educației, marcată din anul 2018, la 24 ianuarie, la inițiativa UNESCO, pentru a celebra împreună rolul educației pentru pace și dezvoltare. Ziua Internațională a Scrisului de Mână, sau Ziua Semnatării, a fost instituită începând cu anul 1977, la inițiativa Asociației Producătorilor de Instrumente de Scris, motivul fiind promovarea consumului de pixuri, de creioane și a hârtiei de scris. Începând cu 23 ianuarie, din acea perioadă, dar și omageat fiind John Hancock, prima persoană care a semnat declarații de independență a Statelor Unite ale Americii. Astăzi, această remarcabilă zi este celebrată cu scopul de a ne aminti împreună de frumusețea și necesitatea scrisului de mână, deja care devine o raritate în epoca tehnologiilor informaționale, când mulți din noi cred unii că nu vom mai avea nevoie de un creion sau de o foaie de hârtie. Istoria evoluției scrisului de mână este una de mii de ani, perioada în care oamenii au încercat să stabilească caracterul unei persoane după scrisul de mână al acestuia. Deci, evenimentul cultural de astăzi este unul educativ și reunește pentru prima dată adevărate opere de artă realizate de caligrafii medievali în diferite scriptorii, care se păstrează în colecțiile de patrimoniu ale Bibliotecii Naționale și în colecțiile Agenției Naționale a Arhivelor, un partener bun al Bibliotecii Naționale. Și astăzi, alături de aceste lucrări, îl avem alături de noi pe domnul Valeriu Hirța, cu lucrări caligrafice efectuate de Maria sa, în calitate de grafician, designer, dar și în calitate de președinte al Asociației Caligrafilor, Dacia. La fel ne bucurăm mult că astăzi, alături de domnul profesor, sunt și studenții Facultății Design și Tehnologii Caligrafice din cadrul Universității Politehnice din Republica Moldova. Despre documentele puse la dispoziție pentru prima dată din cadrul Agenției Naționale a Arhivelor, o invităm să ne spună doamna Elena Frumosu, directorul instituției arhivistice. Doamna Elena, vă oferi cuvântul. Mulțumesc, cum am mai spus, adineauri, îmi exprim satisfacția pentru posibilitatea de a expune astăzi, în cadrul acestei expoziții, cele mai valoroase documente pe care le avem noi în colecțiile Agenției Naționale a Arhivelor. Vreau să vă spun că 70% din toate colecțiile noastre, din tot patrimoniul documentar deținut la moment de Agenția Națională a Arhivelor, este scris de mână. Mai mult ca atât, aceste documente pe care le prezentăm aici sunt de valoare deosebită. Ele sunt de valoare a patrimoniului european, nu doar a patrimoniului național. Prin aceasta vreau să accentuez importanța și valoarea patrimoniului nostru cultural în activitatea noastră de zi cu zi. Am mai amintit că
că am prezentat aici diferite tipuri de documente, diferite prisoane, diferite documente de familie, diferite zapise, dar un document reprezentativ este acest Hristov care cred că s-a referit și antevorbitorii mei la acest document, care, dacă ați observat, este scos o părticică din el, adică este tăiat și s-ar putea întreba cineva ce e cu acest document. Deci avem o zicală la noi, ce scrie cu penița ruptă de părtița, dar iată că pe acest pergament s-a tăiat cu părtița scoțând din context niște cuvinte, adică au fost tăiate segmentele în care erau consemnate niște moșii. Și ca să nu apară diferite probleme sau să fie emis un alt stop, a fost tăiat iată acest pergament. Deci era și această practică și de aceea am găsit criza ca lumea să cunoască despre asta. Ce vreau să spun în continuare, să doresc cât mai mulți vizitatori, doamna director, acestei expoziții. Nu avem timpul să ne lansăm un fel de amănunte, dar cine este interesat, biblioteca cred că este deschisă, Arhiva Națională, adică Direcția Generală Arhiva Națională a Agenției Naționale este mereu deschisă. Ne bucurăm că aveți atâția parteneri și prieteni care totuși nu permit ca acest patrimoniu să fie dat pe el. Mulțumim, doamna Elena Frumosu. Încă o dată venim să vă mulțumim pentru aceste documente de patrimoniu unicat, care sunt păstrate cu sfințenie în instituția pe care aveți onoarea să o conduceți. Și vă dorim în continuare să aveți multă, multă sănătate, să aveți acel spirit de cercetător pe care noi îl cunoaștem, dumneavoastră și colegii dumneavoastră, și desigur că împreună cu colegii de la Biblioteca Națională ne dorim ca să veniți să expunem împreună în aceste spații și alte documente care trebuie cunoscute, care dumneavoastră cercetați, dumneavoastră știți mai mult să ne povestiți, să ne spuneți despre ele, pentru că aceasta cu adevărat este valoarea noastră națională. Recent mă întreba un reprezentant mass media, zice, chiar biblioteca poate educa patriotismul? Zic așa, biblioteca cu alte instituții infodocumentare, deținători de patrimoniu, prin astfel de evenimente pot educa patriotismul tinerii generații, acel sentiment pe care trebuie să-l aibă fiecare cetățean al Republicii Moldova. Dar noi trebuie să-i convingem că aceste instituții au patrimoniu, noi avem o istorie și suntem păstrători de acest patrimoniu. Faceți cunoștință, cunoașteți și că Republica Moldova de astăzi este o țară bogată. Poate noi nu cunoaștem toate amănuntele, tot ce se păstrează în instituțiile noastre. Doamna Elena, vă mulțumim, vă dorim succes și multă, multă sănătate. Dragi colegi, lucrările expuse în cadrul evenimentului Arta Scrisul de Mână se remarcă prin originalitate, identitate națională, creativitate și tehnici de caligrafie realizate în diferite epoci. Despre istoria și rolul caligrafiei pentru societate îl invităm să vorbească pe domnul Valeriu Herța, artist plastic, membru al Uniunii Plasticienilor din Moldova, profesor universitar și președinte al Asociației Caligrafilor din Moldova. Domnul Herța, mulțumesc mult. Deci este vorba de Asociația de Caligrafie Dacia. Dar înainte de a vorbi, eu vreau să salut doamna Elena Frumosu, că n-am, și îmi cer scuze că nu l-am recunoscut sub această mască. Noi deja suntem, da, că am fost la, deci, tată, țin minte, tată, cu mască, ați făcut-o la dumneavoastră, deci a fost un lucru minunat. Ce se referă la, pentru noi vorbim în contextul zilei, deci scrisul de mână care o să fie mâine. Dar pentru mine, sigur că foarte mult contează anume ceea ce ține de caligrafie, adică arta scrisului frumos, cuvântul provine din limba greacă, deci se formează din două cuvinte, kalos și grafos, deci frumos și scriere frumoasă ar fi.
Deja am vorbit câteva cuvinte despre faptul cum au evoluat stilurile, deci care au fost etapele, pentru că a existat scrierea ideografică, ieroglifele, mai departe apare alfabetul, în alfabet, deci apar diferite scrieri. Pentru noi, ca vest europeni, sunt niște repere foarte interesante. Și acestea, de cei ce ține de istoria noastră, deci literele care sunt gravate pe columna lui Traian, deci vorbim despre niște litere foarte frumoase care au influențat deci, întreaga omenire, deci este caracterul capitalul roman, care mai departe evoluează în romanul rustic și se mai dezvoltă și alte stiluri. Pe urmă, foarte interesant este un caracter sau caracterele gotice care se utilizează și acum în Germania. Ei păstrează deci, caracterul ăsta care ține de tradiția lor și o folosesc și în ziare și în reviste și nu este nicio problemă, adică simt o dragoste specială pentru aceasta. Deci acum în lume sunt destul de multe școli caligrafice. Pentru noi reperul și etalonul în acest sens au fost Republicile Baltice și mai ales cei din Estonia, care au avut și au serie de caligraf foarte buni, dar a fost Vilu Tolț, cel care a făcut să explodeze toată fosta Uniunii Sovietică cu apariția unei cărți. Deci Vilu Tolț, Săvremenna Egipte, zice că nu a văzut varianta în limba rusă, nu știm, deci, dar a prevalat o variantă în limba estonă. Și atunci deci, a avut efectul unei bombe. Cum spunea cineva din contemporanei săi, că după apariția acestei cărți, el primea în fiecare zi câte un sac de scrisori din toate țările care erau și rugau ca să fie fondată școală de caligrafie, ca să fie predată aceasta. La noi, în Republica Moldova, cursul de caligrafie se predă la Academia Muzică, Teatru și Arte Plastice și la Facultatea Arte Plastice și Design al Universității de Stat Ioan Creangă. Acum, dacă îmi permiteți, aș fi vrut să spun câteva cuvinte despre acei oameni care au trudit și care au șlefuit aceste litere, fiindcă ele au fost șlefuite pe parcursul a multor ani, până au ajuns în varianta în care o vedem acum sau sunt prezente. Și la noi în Moldova a fost Ilie Bobescu, care a lucrat foarte mult în acest domeniu și a avut succes foarte, adică și diplome, și în Ucraina, și în Rusia, și pe întreg Mahomonov, pentru ultima lui carte, deci la ilustrația lui Don Quixote, deci cu răsunet internațional și a fost cu apreciere mondială. Vreau să zic, deja am pomenit, adică am amintit de Vilu Tolț, Estonia. Deci Albertas Gurskas, deci din Vilnius, Lituania. Vreau să știți că este foarte, eu n-aș zice că poate cuvântul popular nu este atât de bine, dar Dennis Brown din Statele Unite, Rick Spouse, deci care a fost timp de 40 de ani deci șeful departamentului de caligrafie de la Casa Alba. În Franța un foarte bun caligraf, Jean Larcher. Păi, dacă vorbim de Italia, trebuie să menționăm primul rând Luca Barcelona, care într-adevăr e în stilul deci, gotic, factura, a făcut niște opere extraordinar de frumoase. Ce-aș zice eu acum? Deci, în caligrafia modernă, un nume foarte mare, care este considerat părintele caligrafiei moderne, Edward Johnston. Deci care are redescoperit, pentru că a fost o perioadă când s-a pierdut tehnica scrierii caligrafice și iată el o redescoperă, analizând
un fragment din, deci, din secolul X, cu caractere, deci prând, remodelând unele litere și a ajuns să reintroducă sau să redescopere tehnica scrierii caligrafice. Despre caligrafie se poate de vorbit sigur foarte mult, aceasta este un lume foarte mare, pentru noi ne vorbim, eu ceea ce am spus se referă la o bucățică de la ceea ce ține de caligrafia vestă, deci din europeană. Dar în afară de aceasta există și caligrafie orientală, Japonia, China, Coreea, caligrafie islamică, dar la caligrafie islamică în genere e o lume foarte mare, pentru că dacă la ei era interzis desenul chipului lui Dumnezeu a profeților, deci toată energia lor creatoare a mers în direcția caligrafiei. Prin caligrafie ei transmiteau și toată dragostea lor sau spiritul ăsta de credință și a evoluat foarte mult, sunt lucrări foarte frumoase. Pentru noi, sigur că poate să fie o percepție un pic mai deosebită, dar caligrafia nu se termină numai cu Europa. Și în acest context, sigur că noi este un areal foarte și foarte mare. Noi cei de la caligrafie, de la Asociația de Caligrafie Dacia, promovăm și ne străduim ca să menținem această plată, ca să menținem tradiția. Și totodată să promovăm printre tineri, deci în contextul ăsta și-a apărut asociația noastră. Vreau să mulțumesc și doamnei director că au reușit să organizeze această expoziție care, după părerea mea, este fantastică. Fiindcă noi vedem deci, aceste lucrări unicale, aceste cărți care sunt foarte, pentru că vezi cum este integrat textul, deci împreună cu celelalte elemente ale cărții. Adică pentru, mai ales pentru studenți, pentru tineri, mie mi se pare un lucru, dar poate nu numai pentru ei, pentru că în bibliotecă este deschisă tuturor. Și dragostea aceasta, dar în primul rând exponatele care sunt acum, eu nu le-am văzut foarte multe din ele. Prezint foarte mare interes acolo, în vitrinele din coridor, am văzut deci, anume scrisul manualul lui Eminescu, care sigur că e facsimil, dar oricum prezintă un interes foarte mare. Și mă bucur că iată sunt și lucrările studenților în vitrina care, într-un fel, au fost interesați și optați în sensul ăsta. O expoziție inedită, o expoziție valoroasă foarte. Și felicit cu această ocazie colectivul dumneavoastră, doamna Eminescu. Domnul Herța, noi vă mulțumim mult, cu adevărat, unele documente sunt expuse pentru prima dată în vitrinele unei instituții infodocumentare. Ele sunt inedite prin originalitate, dar și prin, cred eu, și ca exemplare pe teritoriul atât Moldovei cât Moldovei istorice. La fel, o să atragem atenția în vitrine, veți găsi și ediții atât originale, cât și ediții facsimil păstrate în colecțiile Bibliotecii Naționale și iarăși ediții Unicat care au ajuns la Biblioteca Națională grație unor mari personalități care la timp au donat aceste publicații și noi știm cum să le păstrăm aici. Într-adevăr, o carte și o carte tipărită poate deveni dublu valoroasă în timp, poate avea un autograf deosebit cu o caligrafie frumoasă scrisă de către autor sau cel care o donează. Iată că această valoare a acestor publicații care se păstrează în Biblioteca Națională și care trebuie să păstreze în Biblioteca Națională, le veți găsi de fiecare dată expuse în vitrinele atât a Serviciului Carte Vechi și Rară, cât și alte secții.
Dragi colegi, cum am menționat anterior, toate din documentele care sunt expuse astăzi în această expoziție frumoasă, aparțin Bibliotecii Naționale. Ele sunt din perioada secolul XVI-XIX, despre aceasta ne vorbește Veronica Cozovan, șefa Serviciului Carte Vechi și Rară. De fapt, persoana care prima a făcut legătura cu Agenția Națională a Arhivelor, a venit cu această idee, a discutat cu colegii și iată că împreună, cu siguranță, ne reușește un eveniment mai frumos și mai bogat. Conceptul acestei expoziții a pornit de la ideea de a pune în valoare diferite tipuri de scriere care au marcat istoria cărții în general și unele din aceste tipuri de scriere au avut și o largă răspândire în arealul românesc. În debutul expoziției ne-am gândit noi că ar fi bine să vedeți primul alfabet care a fost inventat de oameni, este vorba de alfabetul fenician, este o reducere din care a urmat ulterior și scrierea greacă, latină și alte care au existat în istorie. O altă tip de scriere în care își găsesc unele elemente în cultura românească este vorba de scrierea glagolică, este primul instrument al culturii slave, care este reprezentat aici prin Evanghelia Asemanii din secolul al XIX-lea. Această scriere glagolică la moment este s-a pierdut în timp, puține documente mai sunt prin bibliotecile europene, însă în cultura românească unele elemente din scrierea glagolică se întâlnesc în psaltirea voronețeană și psaltirea șteiană și codicile voronețeane. O mare majoritate a documentelor din această expoziție sunt scrise cu alfabet chiriilic, care au avut o largă răspândire în spațiul românesc și el poate fi admirat în Evanghelia de la Elisabetgrad, care a fost scrisă și caligrafiată în anul 1590 de către renumitul Anastasie Grimca, care a întemeiat o școală de caligrafie renumită de altfel în spațiul european, la mănăstirea Dragomirna. Tot din categoria manuscriților cu scriere chirilică moldovenească, românească, este și manuscrisul Slujebnicul Arhiereului, scris în anul 1790, de pe liturghierul Petru Movilă, de la 1690. Scrierea latină o veți vedea aici, prezentată prin lucrarea domnitorului Dimitrie Cantemir, descrierea Moldovei. De asemenea, aveți o ocazie unică să vedeți scrierea arabă, limba persană, și scrierea evraică și scrierea cheneză. Și scrierea armeană. Alături de aceste manuscrise și documente vechi și rare care sunt expuse, puteți vedea și face cunoștință cu diferite instrumente de scris ale caligrafului, începând de la cele mai vechi care au existat în istorie, calamusuri, stilusuri de os sau de metal, pană, penința, galenul care era folosit în scrierea arabă, dar și pensula de diferite creioane și, desigur, călimări și steluri. Vreau să mulțumesc în deosebire și studenților de la Facultatea de Design și Tehnologie Poligrafice din cadrul Universității Tehnice din Moldova, care au completat, lucrările cărora completează caligrafia modernă din zilele noastre, pe care de asemenea aveți ocazia să le admirați și să le vedeți expuse. Vă urăm succes și așteptăm toți utilizatorii, dar și oaspeții Bibliotecii Naționale, chiar și a Chișinăului, să viziteze și să admire aceste adevărate capodopere de artă a caligrafiei românești, care prin forma și originalitatea lor se
se înscriu în cultura europeană a istoriei scrisului și a tiparului. Da, eu vreau să fac mai o mică remarcă. Noi suntem, dacă în contextul internațional de Macamon, o bucățică mică, dar avem o contribuție internațională, deci, la această sărbătoare a scrisului manual, fiindcă, deci, conaționalul nostru, Ștefan Poienaru, a fost primul om, adică a inventat primul stilou cu pompiță, deci care apăsa și se completa cu cerneală. Adică în domeniul ăsta noi avem prioritate. O descoperire foarte, foarte, foarte mare. Deci, cred că trebuie să mă mândrim cu aceasta. Mulțumim pentru această completare și e bine să cunoaștem, să ne cunoaștem înaintașii și personalitățile care au contribuit inclusiv și la modernizarea obiectelor de scris. Lucrările studenților de la Facultatea de Design și Tehnologii Poligrafice din cadrul Universității Tehnice din Moldova vin să confirme și să justifice importanța caligrafiei în epoca contemporană. Despre aceste lucrări o invităm să ne vorbească doamna Lucia Dăscăliță, lector universitar din cadrul acestei universități. Doamna Lucia, poftim! Bună ziua tuturor! Permiteți-mi mai întâi să aduc mulțumiri colectivului Bibliotecii Naționale pentru posibilitatea de a participa cu lucrări caligrafice ale studenților în această expoziție inedită. Țin să menționez că lucrările caligrafice au fost realizate de către studenții specialității Design și Tehnologii Poligrafice din cadrul Universității Tehnice. Aceștia au fost îndrumați de către cadrele didactice. Scopul acestor lucrări a fost să readucă în atenția publicului larg arta de a scrie frumos de mână, fiindcă, da, alături de pictură sau muzică, caligrafia este o artă. Este o artă vizuală care presupune deprinderea de a scrie frumos de mână prin poziționarea anonimoasă a cuvintelor, astfel încât să se demonstreze integritate, creativitate, originalitate și ritm. De menționat că prin abordarea caligrafiei putem să ne facem conexiunea dintre ochi, mână și creier, astfel încât să dezvoltăm intelectul. Totodată, e de menționat faptul că caligrafia poate fi un bun exercițiu pentru creierul nostru, motivându-l pe acesta să genereze mai rapid idei noi, creative, permite dezvoltarea vocabularului, permite dezvoltarea creativității și personalității, fiindcă nu în zadar caligrafia este cea care pune la încercare tot ce este mai bun în noi, fiindcă ea stimulează și sentimentul de bună dispoziție și de o claritate mentală. Este important, dat fiind faptul că profesăm în domeniul poligrafiei, să menționăm faptul că caligrafia este importantă pentru activitatea editorială. Fiindcă integrând caligrafia în compozițiile din edițiile de carte și nu doar, putem să obținem lucrări de o rezonanță artistică deosebită. Și aici vreau să amintesc despre artiști plastici de la noi din țară, care practică sau au practicat caligrafia, precum Alexei Colobneac, Alexandru Macovei, Roman Coțiuba, regretații Isai Cârmu, Ilie Bogdescu, care cu ajutorul caracterelor, cu ajutorul bogăției pe care ne oferă scrierea de mână, au putut să realizeze lucrări
foarte importante pentru patrimoniul național, dar care au putut să surprindă și peste hotarele țării noastre. Astfel încât edițiile de carte pentru copii, pentru adolescenți sau pentru maturi, în care au fost integrate elementele caligrafice, sunt foarte valoroase și deosebite pentru a educa viitoarea generație în acest domeniu. De aceea, vă îndemnăm pe toți să vizitați această expoziție inedită, unde veți avea oportunitatea să analizați diverse tipuri de scriere și să vă îndrăgostiți, dacă nu v-ați îndrăgostit până acum, de arta caligrafică. Mulțumim, mulțumim! Vă mulțumesc! Bravo. Mulțumim! Mulțumim mult! Spre finalul evenimentului, este necesar încă o dată să menționăm că arta caligrafică este un patrimoniu al umanității, este un patrimoniu lăsat de către personalitățile notorii, atât ale neamului cât și universale, lăsate și păstrate astăzi, care au ajuns în arhive și în biblioteci, unde au condiții speciale de păstrare. Noi, generația de astăzi, și cei care vin, avem o mare datorie față de acest patrimoniu, să-l valorificăm prin expoziții, să-l cercetăm, grație cercetătorilor și cunoscătorilor, care dumneavoastră astăzi v-ați convins că avem alături de noi mari cercetători și cunoscători, dar și, într-adevăr, să promovăm prin rândurile și studenților, în cadrul facultăților, ca ei să transmită această artă mai departe tinerilor și copiilor. Cei ce ține Biblioteca Națională, încă o dată mă laud că ne-a reușit acest frumos eveniment. Grație Elena Frumosu și Veronica Cosovan, șef serviciu Carte Veche și Rară. Ne mai laudăm și cu un atelier de caligrafie care funcționează în Biblioteca Națională în cadrul acestui serviciu. Și atunci când mai revenim din pandemie, cu siguranță activăm acest serviciu de bibliotecă care, de fapt, este foarte, foarte solicitat. Și în cadrul acestui atelier îl avem oaspete și participant, dar și în calitate de profesor, pe domnul Valeriu Hirța, care cu drag învață copiii să scrie frumos. Ne bucură acest parteneriat și mă gândesc că ar trebui să facem și un acord de colaborare cu asociația pe care aveți onoarea să o conduceți și cumva să mai includem niște activități în cadrul acestui acord, ca, într-adevăr, lucrurile frumoase, evenimentele bune și de calitate se fac cu oameni buni, cu instituții de calitate și cu o dorință mare de a face lucruri bune pentru cultura noastră. Eu vă mulțumesc din suflet, vă doresc multă, multă sănătate, succese studenților, mult, așa, cu drăzneală, în continuare să lucrați și să mergeți să dați pe o cale extraordinară. Vă mulțumim! Elena Frumosu, directorul Agenției Naționale Arhivelor. În primul rând vreau să-mi exprim satisfacția pentru acest eveniment și această expoziție. Agenția Națională a Arhivelor este partener, ca de obicei, în organizarea evenimentelor de acest fel. Și de data aceasta, noi am expus 14 de fapt, documente de diferit tip. Vorbim despre Hrisoave domnești, sper că ați luat cunoștință despre Hrisovul domnesc semnat de domnitorul Ștefan cel Mare și mai sunt încă două Hrisoave domnești pe care le-ați vizualizat în această expoziție, dar în afară de astfel de gramote, am mai expus și niște documente de familie, liste de zestre, diferite zapise, un alfabet miraculos, așa e denumirea dosarului pe care îl avem noi în arhivă, care nu este încă descifrat,
și sunt documente care au fost întocmite după 1858. Primele documente, să le spunem așa, cu grafie latină, pentru că până la 1858 era grafia chirilică, limba română și grafia chirilică. Deci prin aceste caracteristici sunt importante aceste documente în cadrul acestei expoziții, pentru că ați luat cunoștință despre scrisul de mână. Vreau să sensibilizez opinia publică că aceste documente sunt de o valoare inestimabilă, au nevoie de restaurare, chiar dacă nu avem echipamentele necesare pentru restaurare, dar ar putea fi restaurate și după tehnologia restaurării tablourilor. Și să fac un apel acum, dacă este cineva voluntar care ar putea să ne acorde ajutor în restaurarea acestor documente, ar fi foarte bine și ar avea un impact și această expoziție asupra păstrării documentelor de felul acesta.